Unde, mă, ce vezi în față? Unde? Dacă nu mă scoateți, voi ies eu. Hei, bună, eu sunt Adriana. Eu sunt Alexandra. Eu sunt Meda. Și bine v-am găsit, s-a regăsit la un nou vlog. Astăzi ne-am decis să venim la un cimitir. Așa. Da, aici este îngropat tatăl nostru și ne-am gândit să venim. Este puțin cam creepy și de modă veche acest cimitir, așa că iată-ne, dragilor, aici nu vedem lumini, deci sperăm. Este momentul de față, este ora 1:03, nu știu dacă se vede pe cameră în momentul de față. Am venit aici și sperăm să nu găsim vreun bau-bau sau vreo fantomiță, cum se zice? Eu am zis că îi luăm de mână, da? Acum, cum vrei tu. Îi salutăm doar. Da, deci Doamne ajută să fie tot ok. Hai să intrăm să vedem despre ce este vorba. După voi. Deci uitați-vă câte cimitire, câte morminte sunt pe aici. Voi vă dați seama că noi trebuie să mergem printre morminte? Da? Da. Deci aici, dragilor, este biserica veche, mai este o biserică mai la deal. Am ajuns în sfârșit și la Moldova. Într-un cimitir, ți-e frică, mea, da? No. Nu, nu? No. De baia. Ești ok? Da, momentan o să... Bă, uitați-vă, bă, un pic. Hai să o luăm pe aici. Hai acolo. Mi-e frică să mă duc acolo, că e mormântul lui tata, mă, și mi-e frică. Păi, adică nu mi-e frică, mi-e așa, mă, nu știu cum să zic. Bă, da. Dacă nu sunt șerpi, e bine. Bă, sperăm să fie tot ok. Am o luminiță, nu mai văd. Bă, deci ăsta este cel mai creepy cimitir pe care l-am putut vedea. Nu are pic de lumină cimitirul ăsta. Nici măcar lumânări n-are aprinse la morminte. Noi efectiv în momentul de față călcăm pe morminte, voi știți? Da. Ba, uite aici, mă, cruci, uite, mi-a călcat acum pe un mormânt. Scuză-mă. Bă, deci, dacă deci... nu te ia nimeni de picior, e bine, știi? Bă, dacă simți ceva, să știi că... Bă, dar ce umbre se văd în față. Deci nu pot să... Ce ai, mă? Ce ai? Mi s-a părut că se aude ceva dincolo. Bă, mi s-a făcut pielea de găină, deci jur că de momentul de față nu mai pot de frică. Auzi! Bă, tu n-auzi? Nu. Unde, mă? Uite! Iute ce fel stă acolo! Da. Sigur, e pisică sau e altceva? Doamne, ferește! Dacă ne urmărești, înseamnă că e altceva. Mamă, dar ce creepy e cimitirul ăsta noaptea. Stai că nu mai văd pe unde calc. Ultima oară când am venit la cimitirul ăsta, a fost când eram mică, de înviere. De-am venit și am pus lumină lui tata la mormânt. Ce aveți, mă, că e creepy rău aici, mă? Ai mai fost într-un cimitir de gen? Nu, eu sugerez ceva. Ce? Întorceți-mă și pe mine înapoi, nu glumesc. Nu, nu glumesc. Va trebui să reziști, asta e viața. Ce, mă? Vine-ți pe noi mâța aia? Unde? Uite-n față. E și fon. Tu vorbești serios? Da. Dar dă o lumină, că nu... O fi vreun strigoi? Mă, stai, ești, ce vrei să fac? Acum, nu? Nu. Ce vrei să fac dacă? Este, este. Tu nu-ți dai seama, mă, ca să apară așa dintr-o dată. Pe el, salutăm, bună, bună. Da, ce simplu e, nu? Păi da. Uite, mă, cruci din alea vechi, de pe timpuri. Nu călca pe morminte. Tocmai te-ai urcat pe unul. Dragilor, ne-ați trimis în cimitir. Uite și tu calci în momentul de față pe morminte. Băi, mă scuzi. O să ne vedem într-o Dragilor, ne-ați trimis în cimitir. Ce ne-am gândit noi ieri seara? Hai să povestim și oamenilor ca să înțeleagă cum am ajuns noi în cimitir. Stai că am palpitații.
de vinoci. Nu glumesc. E totul ok. Trage aer în pepă. Da. Deci hai să vă explicăm. Astăzi de dimineață ne-am trezit, eu cu surioara mea. Și ce s-a gândit surioara mea? Bă, hai să mergem la Moldova, la Vaslui. Și am zis că, bă, hai. Dar sora mea nu stătea acolo, se frământa ea una alta. Bă, dar eu parcă n-aș merge singura acolo. Hai să o luăm și pe Meda. Acum asta vreo oră, să zicem așa, să rugăm pe Meda să meargă cu noi. Dar ea nu a știut că noi o să venim în cimitir până nu am adus aici, până în momentul în care ne-au tras clapa, ce sunt mai gata. Mi-am luat-o. Așa că uitați-ne, dragilor, aici. Bă, așa mă călcați, mergeți pe morminte. Știți proverbul ăla că calci pe morminte? Știi proverbul ăla, taci? Nu-l știu. Ce spun eu? Mă, voi, dar voi știți unde sunteți în momentul de față, nu? Unde? Aici sunt aia unde s-au omorât, s-au spânzurat. De ce v-a spânzurat, mă? Ce ați avut? Aici, ci că în capătul cimitirului... Da, să-mi bag, ieși așa, mă. Ce-ai, mă? S-a auzit ceva. Deci dacă ne urmărește, mâța aia e prea de tot, frate. Pe bune spun. Bă, dar noi călcăm efectiv pe morminte, mă. Nu călcăm, eu nu călc pe nici morminte. Acum nu știu voi. Nu știu voi, dar eu chiar vreau să ies de aici. De ce? Vorbesc serios. Ești, nu mai stau gata. Nu mai stau, ți-am zis să n-ai din alea proaste. Eu nu mai stau, gata, eu plec. Gata, eu nu mai stau. Serios, scoate-mă de aici. Cum să te scoate? Serios, nu rău. Să mai ești. Hai, vină pe aici. Deci uite-mă cum am făcut, ești nebună, lasă-mă, nu mai. Unde? Calcă-mă, mă, dă-te-mă jos de pe mormânt. Unde, mă? A? Nu știu, dar pe mine vorbesc serios, scoate-mă de aici, căleșii. Unde, mă, ce vezi în față? Unde? Dacă nu mă scoateți, voi ies eu. Uite. Ce, mă? Da. Ferească-mă Dumnezeu. Se vede ceva pe cameră. Și nu ieșe nicio lumină încolo, adică în afară de lumina noastră nu e nimic. Scoate-mă de aici. Serios, scoate-mă de aici. Hai să mergem, hai. Mamă, dar ce ciudat e pe aici, fraților. Ferească-mă Dumnezeu. Unde ieșim? Păi am ajuns din nou la biserica aia. Păi și pe unde ieșim? Pe aici? Pe aici. Ia uite, cruci rupte. Ați cerut, dragilor, cimitir ca pe timpuri. Uitați-ne aici că am venit. Și acum? Și acum mergi în față. După tine. Ți-e frică? Da. Bine. Fii tu mai curajoasă. Păi eu sunt curajoasă. Așa. Eu m-am mutat la... Doamne, ce ciudat a fost, am simțit că m-a tras ceva de mână. Măi, eu n-am fost. Deci mi-a dat panică rău, jur. Doamne, dar ce ciudat e cimitirul ăsta. Ziua parcă nu pare așa ciudat, sau n-am mai fost noi de mult aici de... Nu, e ciudat. A? E ciudat? Da. Ia, ca noi ziceam în vlogurile anterioare că nici cimitirile nu mai sunt ce erau odată. Și când colo, uitați-vă la ăsta. Ca de... Doamne, ce e aici? E creepy rău, fratele meu. Mie îmi place. Ce-ți place? Aici. Îți place? Vrei să rămâi aici? Dormim aici? Vrei? Ha? Hai. Hai. Hai să dormim aici. Ce? Hai să dormim aici. A fost ciudat. Ce a fost ciudat? Ai simțit și tu că te-a tras ceva de mână? Nu, am simțit la picior ceva ciudat. Și eu am simțit. Deci jur, când am trecut pe lângă mormântul ăla, am simțit și eu ceva ciudat. Vrei să mergem și pe la tata? Taci. Ah, s-a făcut carne de găină. Ce-ai făcut? Ieși, am văzut ceva în față. Ce-ai văzut? Am văzut ceva în față. Ce-ai văzut? Și s-a și auzit, nu știu ce a fost aia. Unde, mă? În față. Unde? În față.
Haide de aici. Stai mă, dar unde ai văzut? Pe aici. Ce-ai văzut? A fost ceva. Ca și cum a trecut ceva. În aer. În aer? Da. Înseamnă că era lumina aia de fermai tu. Nu știu ce era, dar eu nu m-am zis. Pa, fetele! Nu, pa, stai! Stai să vedem ce-o fi. Uite iar! Ce-ai mai văzut? S-a văzut iar. Dar voi unde vă uitați? Păi eu n-am văzut nimic. Deci a trecut fix așa. Eu n-am văzut nimic. Doamne, ce m-am speriat! Mamă! Bă, trei femei în cimitir noaptea, Doamne, ferească-mă Dumnezeu, n-avem și noi un bărbat cu noi, mă, să ne apere și pe noi. Deci fiți atenți, dragilor, trei femei în cimitir în noaptea asta. Ia, ascultă. Ia. În partea aia. S-a dus în partea aia? Da, ascultă. Încolo. Ascultă. Fata! Măi, ești nebună! Măi, de aici! Hai, femei într-un cimitir noaptea la ora 2 noaptea. Deci efectiv ne-a speriat. Prima oară când a zis Meda că ai văzut. Mă, deci am văzut chestia aia, m-am speriat teribil. Nu știu cum de n-ați văzut. Trebuie să se vadă neapărat pe cameră, altfel n-ai cum. Deci n-ai cum, am văzut. Nu știu, două noi am văzut lumina aia. Și sunetele alea? Mom. Și acum m-am. Deci acesta este un cimitir vechi. Vechi. Vechi de pe timpuri. Nu știu ce să, nu știu. Probabil o fi fost. Am întrebat să mă uit să nu vine care. Mi-e frică. Mă, dar asta dacă o fi fost vreunul care vrea să facă glume proaste. Băi, nu era nimeni în cimitir, ci aia, eram doar noi trei. Și pisica aia care la un moment dat a dispărut, nu mai era niciunde. Apoi imaginea aia, lumina pe care voi ați văzut-o, cele două lumini pe care le-am văzut eu apoi și sunetul. Tu n-ai auzit cum s-a auzit? Ce a fost aia? Dar nu știu ce să zic. Deci, n-ai cum, n-ai deci, cum. Deci, ca să vă facem să înțelegeți, acesta este un cimitir de pe timpuri. De vechi, pe timpuri, vechi, de vechi, 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 vechi. Noi suntem de aici, am stat aici de când ne-am născut, efectiv. Și cimitirul ăsta nu s-a schimbat absolut deloc. Deci, deloc nu s-a schimbat, a rămas la fel. Și gândiți-vă că au trecut 26 de ani de atunci. Deci, am eu 26. Mihaela are 28, 29, cât are. Da, și în încheiere, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne dați și nouă un like, un dislike, ce doriți voi, dacă vă place sau nu acest videoclip. Să ne lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, ce părere aveți despre acest vlog, să-mi dați un follow mie pe Instagram și surorii mele și lui Meda, un follow pe Instagram. O să le lăsăm aici în descriere și vă pupăcim și pe data viitoare. Mai întrebe cimitir niciodată! Pa!